AJF Giurgiu a hotărât ca și în acest an finala juniorilor A1 să se dispute în deschiderea finalei seniorilor. Meciul va începe la ora 15 și va opune două echipe care au defilat în seria Sud, respectiv Nord. CSM Dunărea Giurgiu a încheiat sezonul cu 54 de puncte în 22 de partide, însă cu adevărat impresionant a fost numărul de goluri marcate, 176. Misiunea celor de la CSM Dunărea a fost facilitată în retur și de retragerea echipei Nova Force, principala favorită la câștigarea campionatului. Suntem o echipă care joacă această finală, nu neapărat favorită, și într-adevăr ne dorim foarte tare, foarte tare victoria în acest meci. Nu că la echipa de senior nu ne-am fi dorit-o, însă vrem să demonstrăm că avem totuși valoare și ceea ce s-a întâmplat la seniori a fost un simplu accident. Antrenorul Dorian Gârlea urmează să se decidă miercuri dacă se va baza și pe doi jucători care au evoluat sâmbătă în semifinala de seniori dintre Petrolul Roada Cartojeni și CSM Dunărea Giurgiu. A doua finalistă este Avântul Florești, câștigătoare clară a seriei Nord. Chiar dacă nu este favorită la câștigarea trofeului, Avântul dispune de jucători valoroși care pot pune probleme celor de la CSM Dunărea. În condițiile în care au ajuns copiii ăștia să joace finala pe județul Giurgiu, să gândește și la victorie. Luăm în calcul variant, poate că plecăm cu șansa a doua, dar... Reprezentanții celor două formații au stări de spirit diferite când vine vorba de posibilitatea participării la barajul interjudețean, un baraj care implică bani. Fondurile există și vor exista atât timp cât se va face performanță. Nu cred că cineva va spune să nu mergem mai departe dacă noi demonstrăm că avem valoarea să mergem mai departe. Nu știu ce să zic, noi la mergem fără bani, mergem fără nimic, numai de voință s-a jucat. Știți, adică n-am avut niciun... Avem un băiat care mai ne dă când și când, dar restul... Nu... Asta este ce sunt. Campioana județului Giurgiu va disputa un joc de baraj contra campioanei unui județ limitrof. Câștigătoarea urmând să participe la faza zonală a campionatului național de juniori A1.